Odată ce vara s-a încheiat, iar temperaturile au scăzut, unii au tendința să mănânce mai mult și mai nesănătos. Vremea de afară ne poate face să ne simțim astenici sau chiar depresivi, iar alimentația ar trebui să ne ajute să ne menținem atât echilibrul emoțional cât și silueta. În timp ce unele persoane sunt foarte atente la ce mănâncă odată cu schimbarea anotimpului, altele nu dau prea mare importanță dietei. Încerc să mănânc cât mai rațional. N-am observat schimbări. Am înghețat acum. Fac abuz. Încerc să mănânc sănătos tot timpul, atât vara cât și iarna. Deci încerc să mănânc cât mai puțină carne și cât mai multe legume. Cam asta ar fi la mine așa. Și să nu fie mult deodată. Cantitatea iarăși contează. Dacă e toamnă, mâncăm mai de toamnă. Vara mai multe crudități. Toamna, după sezonul rece, trebuie să schimbăm și proteinele. Odată cu venirea toamnei, nutriționiștii recomandă să adăugăm legume și fructe de sezon în dietă. Condimentele, cum ar fi scorțișoara, turmenicul sau ghimbirul, au efect atât antiinflamator, cât și de îmbunătățire a stării emoționale. Și toamna avem o mulțime de alimente prețioase pe care le putem introduce în alimentație. Aici aș vrea să amintesc dovleacul, care e o vedetă a toamnei și care are foarte multe beneficii pentru sănătate, la fel și sfecla roșie cu un rol antioxidant foarte puternic, ne protejează și împotriva anemiei, strugurii, care iar sunt specifici sezonului de toamnă și au resveratrol, din nou un antioxidant foarte puternic, și alimente bogate în vitamina C, pere, gutui, mere, prune. Și atunci, ce ar trebui să conțină o masă de toamnă? Jumătate din farfurie să fie întotdeauna umplută cu legume, bineînțeles. Un sfert din farfurie poate fi umplută cu o proteină de calitate, și anume pește, o carne de pui, chiar și o carne de porc, de ce nu, dar să nu alegem partea aceea cu multă grăsime. Iar celălalt sfert din farfurie poate conține carbohidrați. Aici putem să punem cartoful dulce, pastele, orezul, toate acestea sunt permise în dieta noastră. Pe lângă dietă, mișcarea este și ea foarte importantă pentru menținerea sănătății atât fizice cât și emoționale.